Vreau să-ți propun ceva. Gândește-le o sumă. Dau cât vreți. Dar lăsați-mi-l mie pe Armando să-l pedepsesc. Crede-mă că pedeapsa mea o să fie mult mai rea decât a voastră. Gândește-le o sumă. Cât vreți. Ce-a spus? Zic că să ne dea bani cât vrem că-l pedepsește el. Stați, mă! Nu-l dezlegați! Domn Luciano, noi suntem trecuți prin multe. Nu ne prosti. Când regina a fost dusă pe centură, ne-ai mișcat un deget. De unde știm noi că-l vei judeca și că nu se va mai întâmpla? Domnul Cristofor, eu chiar te respect oricum, să știi, dar eu am treabă cu Bulibașa. Cu el discut, te rog frumos. Știm că nu vrei să ne amestecăm în casa ta, dar nu poți dispune de viața unui membru a familiei tale așa cum dispui de viața unei găini pe care o tai și o faci supă. Trăiește printre oameni cu demnitate. Că altfel țiganii ăștia proști și împuțiți, cum crede lumea, o să vă judece după legile lor strămoșești și o să vă omoare cu pietre. De ce plânge sora? Mă simt. Armando a violat-o pe Lenzi. M-am plictisit, de panorama, de toată chestia. Ia zi, ce îi se poate întâmpla lui băiatul meu dacă îl judecați voi? O să facem judecat așa cum trebuie. Așa cum știm noi, o să chemăm alți bulibași, pe Bulibașa Gogoașa, pe Tănăsică, pe Furnalu. Și o să vedem ce o să potărâm. Băi, eu te-am întrebat ce îi se poate întâmpla, nu ce faceți. Bă, că chiar nu mă interesează chestia. Bă, nu înțelegi, că nu mai pun ce nu mă interesează. O să judecăm și o să vedem. O să fie biciuit, să fie bătut, să ceară răscumpărare în aur, să fie obligat să o adă nevastă. Da, dacă judecata hotărăște, poate să și moară. Ioana, nu mai plânge, foc, nu mai plânge, sânge, eh?
Dar de ce trebuie eu să mă supun la legile voastre, mă? A, de ce? Pentru că faceți parte din șatră, toți. Da, păi eu am plătit chirie ca să stau aici în șatră. Și asta îmi dă și mie niște drepturi. Băi, Armando a violat-o pe Lenții. O fată din șatră noastră, da? Trebuie să fie judecat după legile șatrei. Relu, te joci cu focul! Păi da, mă joc cu focul! Pentru că sunt țigan și otrar și asta îmi place să fac. Să mă joc cu focul! Și legați-l acolo la moare. Să stai acolo până faci judecata. Hai! Legați-l bine acolo. Dați drumul! Dați drumul! Dați drumul! Dați drumul că n-a făcut nimic! Dați drumul! Dați drumul! Dați drumul! N-a făcut nimic! Cum a rămas? Tu ce cauți mai aici? Eu te-am întrebat cum a rămas. Cum să rămână? Probabil că s-a luat mare ăștia. În pustie de lume. Ce? A violat-o pe Lenții. Doar pentru atât? Și pe mine m-a violat pe la 14 ani. Și nu i s-a întâmplat nimic. N-am murit, mi-a tăiat, nu s-a întâmplat nimic. Ce mai nebunit? Vrei alt scandal? Doamne, ce vreau și eu viață normală. Să avem când o să fugim de aici. Fă, nu mai plânge, fă, nu mai plânge, gata. Gata, fă. Stai, stai aici. Fă. Mă spun, nu ai fi fost supărată, fă, că toată lumea știe, fă, că ai fost cu minte, fă, că ai fost fată mare, toată lumea știe. Nu stai arată nimeni cu degetul, deci du-te la mine. Nu stai arată nimeni cu degetul. Nu o să fie nimic rău. O să trecem eu și peste asta, o să trecem. Îți promit eu că o să trecem. Ești, nu vin și judecat și să face dreptate. Și dacă ne dă afară de aici? Cum fost să ne dă topă noi afară, fă? Cum topă noi să ne dă afară? Mai repede îi dă pe ei. Hai să mergem la rulot. Asta ce dracu caut aici, mă? Mai vrea o dată? Ah, murimea, mama, nu scap eu de aici. Ce a pățit asta e nimica toată, dacă nu îi iau pe rând fiecare. Unul câte unul. Ciorje, goase, dacă nu-i nenorocesc eu pe fraierii ăștia. Gata, mă. Ce gata, mă, pentru fiecare capac care mi l-am luat. Mamă, îi distrug, mă, unul câte unul. Păi nu ies eu din astea de aici? Da? Tu crezi că eu nu scap de aici? Voi ce dracu vă uitați, mă? N-aveți treabă? Plecați, dracu, de aici, de sărăciile, dracu! Ciorje goase, unde mâncați găini moarte! Dați-i drumul de aici! Nu te ești chiar așa de tâmpit? Vrei să nu mai apuci ziua de mâine? Lasă-mă că apuc eu ziua de mâine, nu-ți face tu griji pentru mine. Fă-ți griji pentru ei! Nu mai apucă ei o iarnă să mai se dea taci, cu patinele bă, pe lac. Gură, mai taci! Bă, ție, dacă dau un punct, dacă nu-ți întorc fața la spate. Ia, dă, bă, hai, ia! Hai să văd! Hai! Hai, ești glumeț, hă? Rambo, nu stai cu minte? Eu să mor dacă înțeleg, bă. Dacă vrei femeie, venea la mine și îți dădeam de care vrei tu. Mai așa, mai așa, mai uite așa, cum vrei tu îți dădeam. Ce te-ai luat, bă, de asta? Și fă-i fecioară pe deasupra. Dar eu de unde vrei să știu, mă, că era fecioară? Crezi că e scorpion? Balanț? Gemeni? Bă, tu nu ești sănătos, bă, băiatul.
Ție ți arde de glume acum? Dar voi n-aveți treabă. Duceți-vă dracu, lăsați-mă în pace, să stau singur aici. Vreți să vadă ăștia că mi-e frică sau ce? Nu mă duc nicăieri, da, nu mă duc nicăieri. Stau cu tine până dimineața. Unde să mergem, bă? Unde să mergem? Să vină unul pe întunericimea asta, să bage cuțitul în tine. Să vezi ce coreografie face după aia Donul cu noi, da? Lasă că stăm aici, că eu sunt odihnit. Am dormit bine azi noapte, foarte bine. Nu-i așa, Robirle? Așa e. Știai tu ce știe? E mai pus să dorm acolo, nu? Bă, băiatule, haide-mă tu pleacă, că noi avem ceva de vorbit, ca între femei. Haide, du-te, că e bine. Noi avem niște treburi de... Avem noi grijă, haide. Haide. Fă, Lenții, fă. Haide, fă, nu mai plângea, fă. Nu mai plângea, că o să-ți dea Sulfina ceva. Iată-te, fă. Uite, fă, ți-am făcut un ceai, ia de beal. Haide. Haide să știi, nu te speria, că nu face rău. Ți l-am făcut să-l bei ca să nu rămâi borțos. Cum să rămân eu borțos? Păi cum? Cum să rămâne? Taci, fă, că poate ea n-a rămas. Uite, de-aia e bine să-l bei. Haide, că nu cauzează. Păi de-aia stați, fă, așa. Dar de ce să bea ceaiul? Că dacă a rămas, pot ia de nevastă. Dar da, crezi că el vrea? Haide, nu tot odată, stai așa. Ajunge, hai. Ia la tinerii, Lotte. Ce-ți mai fac, să știi? Așa, fă. Ana, traficul mâncați ăștia. Da, da, da. Hai. Hai. Bine ați venit. Transportul. Da. Ne-a strâns aici astăzi cu toții ca să judecăm pe fiul lui Don Luciano, care a necinstit-o pe Lenții, sora lui Sile. Sile și cu Lenții sunt de curând în șatra noastră. A chemat aici pe Bulibașii, Gogoașă, Tănăsică și Furnalu, care împreună cu mine și cu tatăl meu, Aurică Fieraru, o să judecăm și o să-i dăm pedeapsa care o merită. Hai, aduceți-l încoa. Bulibașerelu, vrem ca judecata noastră dreaptă să nu fie tulburată. Hai, gata, gata. Hai, mai bine să tăcem cu toții și să aflăm faptele care s-a întâmplat. Tata Cristofor, te rog eu, hai să tăcem și să-l ascultăm pe tata Cristofor. Mi-e și greu să vorbesc. Ce s-a întâmplat e foarte grav. Când l-am primit în șatra noastră pe domn Luciano și familia sa, am crezut că vor ține seamă de legile noastre. Și niciodată nu ne-am gândit că vom ajunge până aici. Sigur că suntem alături de durerea fetii. Sigur că apreciem curajul că a venit să ne spună pentru ca noi să putem judeca drept. Dar asta nu înseamnă că rana din sufletul ei se va vindeca atât de ușor. Fapta lui Armando este de o violență și o cruzime de neimaginat. Și el trebuie să primească o pedeapsă în așa fel încât în șatra noastră să nu se mai întâmple așa ceva.